Bună seara și bine ne-am reîntâlnit la Puterile Secrete. În această seară o avem alături de noi pe domnișoara astrolog Georgiana Sâmbotin. Bună seara, Bine Georgiana! v-am găsit! Mă bucur nespus că ești alături de noi în seara Eu mă asta. bucur! Prietenii noștri sigur se bucură. Ți-ai făcut deja o groază de prieteni acolo, am văzut pe pagină Da, numai. am observat și eu și îmi face plăcere. Da. E bine că lumea rezonează. Cei care rezonează, restul, na, sunt, e dreptul lor să rezoneze cu altceva, că e o țară liberă. Sper, încă. Corect. Continuăm seria previziunilor despre România, da? Da, și astăzi vom discuta, deci, noi prima dată am făcut astrograma României, care înseamnă, cum se spune, destinul României până la următoarea schimbare majoră. Adică acolo este comasat tot, la fel cum într-o astrogramă natală, nu? Este comasată toată viața unui om, care poate să trăiască și 100 de ani, dacă e, dar toate informațiile sunt acolo. Ei, pentru ceea ce se întâmplă în acest an, da? În fiecare an solar, discutăm despre astrograma previzională. Și așa că în această seară am pregătit astrograma solară previzională pe anul în curs a României. Să vedem și noi ce se întâmplă prin țară. Chiar dacă na, suntem cam la jumătatea anului, dar nu strică niciodată. Adică mai bine mai târziu decât niciodată. Corect. Așa. Bun. Ce înseamnă astrograma solară previzională? Înseamnă că e valabilă un an de zile, dar un an de zile solar. Acum, data de naștere a României fiind 22 decembrie, e valabil în 22 decembrie 2020, 22 decembrie 2021. Așa. Bun. Deci, întotdeauna, cine vrea să-și facă astrograma solară, să țină cont. Dacă sunteți născuți în iulie-august, înseamnă că e din iulie anul respectiv până în iulie anul viitor. Deci, asta înseamnă jumătatea anului solar pentru ceva născut în iulie, o să fie decembrie. Da? Nu, nu o să fie jumătatea anului cum o înțelegem noi. Deci, ăștia sunt termenii. Bun. Și acum, la o hartă previzională, se văd multe lucruri. Și avem de discutat mai multe hărți. Mai întâi o să discutăm harta tendințelor, adică ce are tendința să se întâmple anul acesta. După care o să analizăm și cum vine harta asta tendințelor pe astrograma natală a României și la sfârșit de tot vedem ce se întâmplă cu siguranță, ca să spun așa. Și acum întrebarea, da, de ce mai facem și harta tendințelor, dacă oricum de acolo sigur nu se întâmplă niște lucruri, dar vedem direct în harta compozită ce se întâmplă. Păi, este bine să le vedem pentru că sunt anumite evenimente pe care, vorbesc pentru o astrogramă personală acum. Da, da, da. Așa, e bine să știi și harta tendințelor pentru că poți recunoaște anumite probleme care pot apărea. În harta tendinței, de exemplu, un accident de mașină, zic, da? Poate să apară că anul ăsta face accident de mașină, în harta tendințelor. Dar la harta compozită să arată că eviți accidentul ăla. Eu dacă îi spun omului doar faptul că vezi că anul ăsta e ok, nu faci niciun accident, nu o să fie atent. Și de aia trebuie să vedem și harta tendințelor, chiar dacă de acolo unele lucruri poate nu o să se întâmple, pentru că trebuie să le vedem. Că dacă le vedem și le identificăm, atunci le putem schimba. Harta compozită ține cont și de capacitatea de a schimba lucrurile a persoanei sau, în cazul acesta, al țării. Așa. Și acum vom începe cu tema pe anul acesta. Care este tema? Și avem așa, avem ascendentul și mijlocul cerului. Și mai bine, uităm unde cad astea în astrograma României. Și ascendentul anual este conjunct pe Plutonul Scorpion în casa a șasea. Deci anul acesta, foarte interesant, nu o să ne plictisim. Deci ascendentul anual este fix conjunct pe Plutonul care dă revolte populare. Este lumea stradă, urlă, țipă. Pe de altă parte, Pluton fiind în casa a șasea, pentru cei care nu știți astrograma României, vă invit să revedeți, să vedeți emisiunea cu astrograma României și dacă doriți să o citiți, o puteți descărca de pe site-ul meu, puteți și pe WhatsApp să-mi scrieți și vă o trimit, este gratuită. În casa a șasea este cu casa sănătății, casa spitalelor. Pluton în casa a șasea mai poate semna și dezastru în spitale. Ascendentul anual al României fiind conjunct pe Pluton din casa a șasea în Scorpion arată revolte populare și dezastru în sistemul de sănătate. Mai este și Dezastru l-am văzut deja.
Da, stați că nu s-a terminat. Nu am văzut nimic. Da. Nu, 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 ați văzut. Dar să vedeți și șmecheria care este aici cu dezastru în spitale, pentru că ei au vrut să facă ceva și universul ăsta și-a băgat puțin coada în treaba lor. Adică, da, o să vedem de ce, că e foarte interesant. Așa, deci arată faptul că anul acesta e un an de schimbări foarte puternice, de revolte, așa, când fierbe apa în ibric, știi, și dă pe afară, cam așa este, da, presiune, oala sub presiune. Deci, nu zic că este an de mari schimbări, că ne salvează, adică țara noastră devine alta după aia, nu, dar acum, fiind ascendentul fix pe Pluton, deci fix pe punctul nevralgic, da, te apasă fix unde te doare și toată lumea începe să urle și să țipe, da? Bun. Mijlocul cerului în casa a patra, deci ascendentul este personalitatea României, felul în care ai văzut din afară, iar mijlocul cerului sunt cei de la conducere. Și acum, fantastic, pe anul acesta, cei de la conducerea României, guvernanții, deodată au început să-și dea seama că trăiesc și într-o țară care se numește România. Pentru că mijlocul cerului este în casa a patra natală. Adică începe să se intereseze, stai o clipă, stai, există un popor, există o populație, stai, sunt și niște terenuri, agricultură, uite și niște mineri, casa a patra. Da? Dar acum, de ce interesează lucrurile astea? Că începe să-și mute atenția chiar pe problemele țării. Vai, ce grijulie au început ei să fie. Pentru că, din două puncte. În primul rând, datorită oportunităților de afaceri care vin odată cu fondurile astea europene și doi, pentru că oamenii au început să scoată capul, populația, luna, populația, că o să vedem că e luna în berbec. Poporul a început să se agite. Și ăștia dată au început să zică peste o clipă că dacă vă agitați, ne stricați imaginea, mai ales în afară. Că o să vedem că asta este important anul acesta. Deci încep să se implice așa cu jumătate de picior, încearcă și ei apa, că își dau seama că există și o țară. Așa, dar tot în interesul lor fac chestia asta, adică orice inițiativă care ajută, că vor exista și câteva inițiative obligați, forțați, am văzut că încep să acționeze. Acum am văzut și știre, apropo că nu mai, au fost 3 știri în ultimele 2 zile, că nu mai lasă să intre gunoaie, că containere de gunoaie în țară. Deodată s-au activat. Până acum intrau și acum gata cu mafia gunoaielor, i-au dat afară, i-au mazilit. Până acum sufocau Bucureștiul și spuneau că... Da, și acum gata, nu se mai poate. Deci... gospodării în nordul capitalei unde sar niște cauciucuri. Te era Bucureștiul tot. Da, știu. Și este și va fi în continuare. Bun, deci încearcă și să pară că își fac anumite treburi. Și acum trecem direct la astrograma tranzitelor. Și avem ascendentul anual în Scorpion. Să știți că o să spun și niște lucruri incredibil de evidente, deci îmi pare rău dacă nu sunt foarte creativă să inventez chestii. De exemplu, la casa banilor și la casa împrumuturilor, să zic lucruri pe care toată lumea le vede cu ochii liber. Îmi pare rău, asta e. N-am ce să inventez. Eu vă spun ce se vede. Da? Așa, deci o să fie și lucruri evidente. Ascendentul Scorpion. Ce face Scorpionul? Trece prin evenimente specifice acestei zodii. Schimbări bruște, revolte, evenimente dure, traumatizante și inclusiv ieșirea la iveală a unor lucruri secrete, da? Deci este un an foarte interesant. Apropo de ieșirea la iveală a lucruri secrete, uitați cum a făcut ministrul sănătății, nu a dat la iveală niște documente care i-a pus pe jar pe ceilalți. Deci niște secrete s-au revelat. Posibil să se mai întâmple evenimentul ăsta, că totuși ascendentul este în Scorpion. Acum, unde este guvernatorul Pluto? Este în Capricorn, este în casa a treia și arată că România încearcă să acționeze exploziv. Unde? În domeniile casei 3. Adică drumuri, sistem de învățământ, mass media. Dar sistemele astea sunt învechite, Capricornul, și se încearcă o refacere forțată a acestora cu Pluton. Adică exact ce se întâmplă acum cu PNR-ul ăsta, ăla, da? Ca să luăm banii de la Uniunea Europeană. Pe sisteme vechite de nu de 30 de ani, de 50 de ani, nu? Că noi l-am avut moștenire de la vechiul regim. Ei acum, știți cum e? Iau un trăbănțel care, vai de mama lui, de-abia funcționează și încearcă să-i pună motor electric. Și să facă totul să funcționeze perfect. Cam așa se întâmplă, adică în timp de 2, 3, 4, 5 luni, ei încearcă să supra-solicite
sistemele astea vechi învechite și dacă vă aduceți aminte de Astrograma României, acolo spuneam faptul că sistemele de stat sunt foarte învechite, instituțiile de stat, nu numai asta, problema asta cu birocrația, dar și sistemul, tehnica de lucru e învechită, utilajele, tot ce e acolo este învechit și încearcă cu sistemul ăsta învechit deodată să-l teleporteze în anul 2300. Și nu merge pentru că se fac un stres foarte mare asupra sistemului. Și din afară, cum suntem vedeți? Casa întâi arată cum suntem percepuți din afară. Suntem văzuți ca, știți, îngrășăm porcul în ajun. Avem un porc schilot, de-ala-i se văd coastele. Și mâine trebuie să-l tăiem și pompăm în el, că n-am pompat un an de zile. Deci cam asta e cum ne văd cei din afară, cum văd România anul acesta. Că se strofoacă, încearcă să facă din toate puterile. Tot ce nu au făcut. Exact, da. Deci îngrășăm porcul în ajun. Așa. Mai este încă o chestie. Pluton este în careu cu Marte din casa 5. Și acum, casa 5, când o să ajungem la ea să discutăm, casa 5 e casa ambasadorilor străini. Casa 11 este ambasadorii pe care noi îi trimitem la alte țări și o să vorbim că e foarte importantă pentru anul acesta, pentru România. Și casa 5 sunt ambasadorii care vin din alte țări. Acum, ambasador, nu vă gândiți că e numai ambasadorul țării. Dacă este vorba de o structură cum e Uniunea Europeană sau NATO și aia au ambasadorii, cum ar veni, reprezentanții lor aici la noi în țară. Da? Deci asta, când o să mă refer la ambasador, nu vorbesc neapărat de ambasadorii unor țări, ci și a celor cu care noi avem alianțe. E, și acum Pluto este în careu cu Marte din casa 5-a, ceea ce înseamnă că evenimentele se mișcă prea repede pentru noi, pentru români, și România nu reușește să țină pasul cu cerințele acestor ambasadori ale aliaților noștri străini. Ceea ce s-a și întâmplat, că în primă fază, pentru fondurile europene, li s-a respins cererea. Știu că asta, li s-au respins proiectele, li s-a adus înapoi, pentru că, na, nefiind o dezvoltare normală, până acum să îngrășăm porcul în ajun, normal că n-au știut ce să ceară și au greșit lucrurile. Ca fapt important, să începem direct cu sfârșitul acestei astrograme, nodul nord, adică destinul României pe anul acesta, este în casa 8 în Gemeni, adică să obțină banii europeni. Este foarte simplu. Să obțină un mare împrumut pe care să-l folosească, adică cum ia banii, așa și dă. Că geamănul, imediat, intră banii, ies banii, da? Deci să ia banii și să-i refolosească unde? Acolo unde este nevoie. Da? Deci asta este tema acestui an. Îmi pare rău dacă nu e mai interesant de atât. Faptul că o să cadă guvernul, aia se întâmplă, dar este adiacent pe lângă chestia asta. Da? Așa. Deci, un lucru foarte interesant este că Venus este în casa întâi săgetător, adică suntem priviți, hai să zicem așa, avem o importanță puțin mai mare față de anii trecuți, pentru că încercăm să ne implicăm și noi în problemele străine. Adică, știți, e la fel ca elevul ăla care este cel mai timid din clasă, da? Și încearcă și el să se dea bine pe lângă cel mai popular din clasă. Și atunci începe și el. Mamă, ăla are un tricou nu știu cum. Imediat și ia și el tricou de genul, are Adidas de nu știu care. Încercăm și noi să părem că suntem de nivelul lor. Asta este mai ales pentru cei care ne guvernează. Nu vorbesc de popor. La popor o să ajungem când e luna în berbec în casă 5-a, că poporul se trezește ca un ghiocel. Dar să vedem dacă după primăvara asta de trezire ajungem și la o vară și după aia poate la o toamnă, da? Și să schimbăm ceva. Așa. Deci, cu cât România pare că se implică mai mult în problemele celor din jurul nostru, în problemele internaționale, cu atât suntem priviți mai bine de țările din afara noastră. Acum, e un lucru foarte interesant și vreau să subliniez asta de la început, că o să se tot repete. Venus este în trigon cu Luna și Chiron în berbec. Asta înseamnă că cei din afară, poate să semne mai multe lucruri. Unu, cei din afară sunt receptivi la inițiativele populare, la vocea poporului. Adică dacă poporul român ar țipa puțin mai tare, că berbecul este puțin mai tare, să țipe puțin mai tare, să fie auzit,
Să știți că cei din afară, forurile internaționale, ar fi foarte receptive și ne-ar crește și mai mult respectul. Ne-ar respecta mai mult și chiar ne-ar ajuta. Deci, să știți că anul acesta sunt foarte receptivi cei din afară, care chiar ne pot ajuta într-un mod pozitiv, să spun așa, da? Că nu tot ce e în afara țării este rău. Sunt și anumite organisme internaționale care chiar pot să ne ajute dacă noi le accesăm. Deci anul acesta poporul poate să facă chestia asta și cu cât își spune doleanțele mai susținut, cu atât este mai ascultat. Și pentru că cei din țara noastră nu ascultă de popor, ci ascultă de ce spune ea din afară, dacă ea din afară acum să receptiv la ceea ce zice poporul, înseamnă că, deci cam așa ar trebui să ne ducem, știți, să facem ocolul. Nu merge în linie dreaptă la noi în țară, direct unde trebuie. Faci ocolul pe la aia din afară și după aia vine apoi în țară. Așa. Bun. Da, deci asta am spus. Deci cam asta este imaginea țării în lume, că trecem prin malaxor. Cei de afară stau cu popcorn și se uită la România și zic, da, asta e o țară foarte turbentată, acum îngrașă porcul în ajun, trece prin malaxor, uite că au început acolo să se deștepte, ce interesant, să vedem ce fac mai departe. Da? Adică dacă ne contactează, suntem deschiși să discutăm, să-i ajutăm. Bun, după care ajungem la casa a doua a banilor și a resurselor financiare pe anul acesta, o să spun niște lucruri incredibil de evidente, asta este, o să vă plictisiți următoarele 5 minute. Deci, casa a doua este însăgetător. Guvernatorul casei a doua e Jupiter. Vai ce bine ar fi că Jupiter e cu bogăția. Jupiter întotdeauna aduce, maximizează, este expansiv, nu? Deci, vai ce bine ar fi. Problema e că Jupiter, care este marele benefic, este conjunct cu cine? Cu Saturn. Marele malefic, care este și în domiciliu, este învărsător. Asta ce înseamnă? Că am avea capacitatea să facem bani anul acesta din produsul, cum e PIB-ul, nu? Produsul intern brut, adică banii care se produc în țară. Există posibilitatea asta, dar este foarte frânată de cine? De Saturn. Cine e Saturn? Instituțiile astea de stat, instituțiile guvernamentale, guvernul, conducerea. Deci conducerea țării. E posibil ca asta să însemne nu, și restricțiile care au fost s-au prelungit și anul acesta și mulți n-au putut să lucreze, au avut afacerile închise. Posibil ca să însemne să semnifice și chestia asta. Nodul sud în casa a doua arată că nu ne putem baza pe banii pe care îi producem în țară anul acesta și indiferent de ce vor spune toți guvernanții sau ăia mai optimiști, anul acesta România nu va produce toți banii necesari ca să-și asigure cheltuielile. Deci dacă n-ar exista împrumuturi anul acesta, s-ar cădea absolut toată partea financiară. Nu mă pricepe foarte bine cum funcționează lucrurile astea, dar aici văd. Adică produci mai puțin decât consumi. Asta pot să descifre și pot să vă spun foarte clar. Aici mai este încă un lucru interesant, că Jupiter este în sextil cu Iuno însăgetător în casa întâi. Asta arată că contractele cu firme străine sau în străinătate sunt cele care pot contrabalansa situația dificilă a lipsei de fonduri. Adică ăștia din țară nu te ajută, trebuie să faci, să prinzi contracte ori cu cei din afară și să realizezi lucrul ăsta în țară, ori pur și simplu, na, cum au făcut toți românii, s-au dus să lucreze prin afară. 5 milioane de români, nu? Sau cât sunt. Bun, acum este un lucru foarte interesant că, deci, Jupiterul poate să aducă foarte mult belșug, dar este frânat de sistem, că e Saturn. Jupiter conjunct cu Saturn. Și Jupiterul e în poziție slabă în vărsător, Saturn este în poziție puternică. Deci cine câștigă din ăștia doi? Guvernul, Saturnul. Dar Jupiter și Saturn sunt în sextil cu poporul, cu Luna și cu Chiron în berbec. Asta arată că poate fi grăbită eliberarea afacerii, eliberarea belșugului, dacă poporul țipă mai tare. Pentru că Chiron în berbec, Luna în berbec înseamnă că spune verde în față. Berbecul nu te menajează. Berbecul este de sinceritate dezarmantă. Atât de dezarmantă că te poate și răni. Decât de răni, la, vreau să zic, la modul verbal, nu să-ți dea neapărat una în cap. De obicei scorpionii sunt aia care rănesc mai mult cu violență. Berbecii sunt cei care rănesc prin vorbe necugetate, dar de fapt alea sunt sincere. E, dacă poporul român ar țipa mai tare, guvernanții ar fi putut să
să dea drumul mai repede la relaxări. Sau relaxările, relaxarea totală va veni doar în momentul în care poporul va țipa. Cât timp poporul nu va țipa la intensitatea maximă, ăștia o să încearcă să țină acolo, pentru că stă posesie de putere, Saturn în vărsător, să țină cât mai mult oprită această posibilitate de a-ți câștiga banul cinstit. Casa a doua este cu casa banilor obținuți prin muncă cinstită, deci a fiecărui român. Acum, ce mai avem aici? Mai avem soare în casa a doua, conjunctul Mercur și în Capricorn. Un lucru interesant arată că guvernanții noștri, președintele, conducerea țării, președintele, prim-ministru, soarele, da? E conjunct cu Mercur. În Capricorn, asta arată șansa de afaceri. O șansă de afaceri, oportunități. Deci, și știți care este șansa lor de afaceri? Că acum este ceva care deja a apărut pe firmament și am văzut. Soare și Mercur, capacitatea guvernanților de a face bani, este în trigon cu Uranus din casa a șasea. Uranus retrograd din casa a șasea. Adică, exact ce vor să facă cu sistemul de sănătate, să privatizeze. Că casa a șasea este cu sănătatea, Uranus retrograd, evenimentele neașteptate care s-au întâmplat, incendiile, toate nebunelile alea care au fost atunci, au fost cauzate, hai să zicem așa, conștient, dar să vedeți un lucru interesant aici, pentru că Lilith este conjunct cu acest Uranus, de aici o să se întoarcă și împotriva celor care au făcut și vor fi descoperiți. Pentru că ei, deci ei au încercat conștient să inițieze ceva, dar au scăpat din mână. Nu că au scăpat din mână atunci că au murit oameni. Nu, nu, nu. Au scăpat din mână cum? Pentru că vor ieși la iveală documente, se vor face acțiuni, inclusiv astea, avocățești, deci acțiuni în instanță, și acolo îi vor descoperi și vor plăti. Adică, vedeți, e foarte interesantă chestia asta, arată, nicio faptă bună sau rea nu rămâne nerăsplătită. Deci de-aia trebuie să fim foarte atenți ceea ce facem cu viața noastră. Crezi că nu te prinde cineva? Da, nu te prinde, poate nu te prinde viața asta, dar o să fii prins în ghilimele pe nedrept viața viitoare și o să plătești. Deci nicio faptă nu rămâne nerăsplătită, de orice fel ar fi. Am? Așa. Deci aici este un element care este, vedeți, ține de destin. Că de, adică nu pot nici să controleze, nimeni nu poate să controleze chestia asta. Ei au calculat, au făcut și după aia așa, ei încă nu știu dacă realizează că au calculat greșit cei care au vrut să facă chestia asta din aparatul de conducere. E, și o să afle asta cum? Prin faptul că vor avea necazuri complet neașteptate. Și revin la ascendentul în Scorpion. Anul ăsta ies la iveală multe, se descoperă că scorpionul ăsta face secrete, da? Scorpionul sapă până dă de apă, până dă de coboare și după aceea iau ce am găsit. Oricum, de obicei nu zice că e discret, dar scoate la suprafață tot ce vrei să ascunzi. Așa. Bun. Acum, pentru cei care vor anul ăsta să facă bani în țară, dragii mei, nu se întâmplă nimica, știu, din nou spun un lucru evident, dar de ce zic? Soare și Mercur, dacă să o luăm doar ca oportunități de afaceri, sunt amândouă, sunt oportunități, dar în Capricorn, greu, nu ies bani. Capricorn întotdeauna atrage pagubă, îmi pare rău pentru cei care se simt lezați. Din nou, vă spun, când am văzut și în comentarii, am mai citit, oameni buni, când vă zic de o zodie, că scorpionul e așa, că vărsătorul e așa, capricornul e așa, nu înseamnă că mă refer la voi și la personalitatea voastră. Repet, o persoană este un cumul de elemente astrologice. Da, ai soarele în capricorn, că să zicem ești capricorn, da? Mai au de capricorn acum. Ai soare în capricorn, da, dar mai e încă 9 planetuțe pe lângă soarele la în capricorn. Și dacă 3 sunt în rac sau 4 sunt în rac, cum astăzi, de exemplu, am avut o ședință în care domnul respectiv avea 6 planete în Scorpion. 6! 6 din 10, Dumnezeule! Acel om, da, este Scorpion tipic. Dar pentru noi oamenii, hai să zicem așa, mai simpli, care avem o planetuță într-o zodie, 2-3 în altă zodie, da? Ok? Per total, personalitatea noastră este un cumul de factori. Nu contează că ai soarele în Capricorn, că te-ai născut Capricorn. Poți să fii, să te comporți mai mult ca un rac.
De aceea este necesară astrograma natală, ca să vezi cum funcționezi tu cu adevărat. Da? Nu sunt capricorn. Bine, și eu sunt vărsător. Mă bucur că am făcut cunoștință. Așa. Bun, deci românica anul ăsta cu banii este în pom, nu se poate baza, nodul sud e acolo, arată, nu te poți baza pe banii din producție proprie, nu te poți, anul ăsta nu, nodul nord este în gemeni în casa 8-a, anul ăsta destinul României este să facă un împrumut sau să obțină bani din fondurile astea rambursabile, nerambursabile, dar banii altora. Deci anul ăsta noi trăim din banii altora, asta e viața și după aia o să vedem ce o să facem. Da, bun, acum trecem la casa a treia, care este casa comunicării, transporturilor, educației, cu apropo de transporturi, că toată încearcă să facă, nu autostrăzi. Am văzut că eu mă distrez, citesc și acum nu știu câte autostrăzi se finalizează, sunt deschise de 15-20 de ani începute și acum gata, s-a tras linie și guvernul ăsta muncește și lucrează și în 6 luni le termină. Da, deci din nou se întâmplă exact chestia aia cu ce v-am zis, că e Pluton aici. Pluton în careu cu Marte. Îngreșarea porcului schilod în ajun. Mamă, de 15 ani lucrăm, dar azi terminăm. Ideea este de câte ori suntem noi dispuși să credem. Doamne, dar știți, în România, dacă n-ai simțit umorul lui, vai de mine, nu rezist. Deci... Ce este? Deci nu putem decât, na, absurdistan, nu? Asta e România, absurdistan. Deocamdată, stați deocamdată, că viitorul totuși sună interesant. Stați. Așa. Deci arată că încearcă acum să construiască autostrăzi ieri, da? Nu mâine, ieri, să le și termină, ca să pară să dea frumos pe lângă cerințele, din nou, Pluton în careu cu Marte, din casa 5-a, cerințelor partenerilor străini. Așa. Bun, deci România este văzută din afară anul acesta ca țara care se sforțează să implementeze schimbări pe ultima sută de metri, forțând la maxim structurile actuale care sunt vechi și conservatoare. Gândiți-vă, asta este valabil atât în transporturi, cât și în mass media. Vedeți că foarte multe lucruri se schimbă în mass media. Am observat că vor să desfințeze acum TVR-ul. Am văzut știre, nu știu dacă e adevărată sau nu. Deci nu se schimbe doar conducerea, se și desfințeze televiziunea de stat. Deci, nu știu că vor să o desfințeze neapărat. Nu, dar... am văzut știre astăzi. Am văzut știre la televizor. Dacă gândim la spațiul pe care îl ocupă TVR. Și la oamenii care sunt angajați. La faptul că este în buricul târgului, deci n-ai cum să mai mărești acea zonă. Ori ia acolo niște hectare bune, cam îți dai seama ce dezvoltar. Adică, cum dezvoltatori imobiliari și ce bani s-ar ați zis foarte bine, pentru că o să ajungem și la casa a patra, care este cu pământurile și imobile, și anul acesta cine poate să aibă grijă de Românica în vreun fel, să aibă grijă să nu se vândă, pentru că anul ăsta e vital. Nu știu de ce, dar eu vă zic ce scrie acolo. Da. Așa. Încă un lucru apropo de banii noștri români, unde se duc banii dumneavoastră. Pe vremuri cred că pe vremea lui Băsescu era o melodie de la taxi, aici sunt banii dumneavoastră, și că erau semne mari pe drum, pe autostrăzi, care spuneau aici sunt banii dumneavoastră, că s-au investit bani. Deci anul ăsta români, dacă vreți să știți unde sunt banii voștri, sunt băgați aici în autostrăzi, aici sunt banii dumneavoastră, pentru că Jupiter, guvernatorul casei a doua a banilor, e aici. Deci aici sunt banii dumneavoastră. Acolo se duc. Adică nu înseamnă că vom avea autostrăzi. Da. Adică să ne facem o iluzie. O să avem, cred că dacă o să reușească să le termine pe alea începute. Restul, știți, am observat, n-au început autostrăzi noi, le termină pe alea vechi. Și după aia zic, noi am construit autostrada. Da. Deci nu o să funcționeze. Sunt bani care se duc acolo, dar mai mult se pierd. Da. Mă rog. Așa. Mai este încă un lucru cu casa a treia. Casa a treia este casa comunicațiilor, și mass media și educație, și mai arată și, cum îi spune, țările cu care suntem noi vecini. Apropo de Ucraina. Deci dacă am vrut să văd, ia să vedem, conflictul din Ucraina se vede? Da, se vede, este aici. De ce? Cum se vede? Adică se vede conflict în curtea vecinilor noștri. Deci noi când ne uităm pe gard, vedem că ăia de acolo au probleme. Și vedem că este Pluton în careu cu Marte. Acum, pentru
cum îi spune, pentru astrogramele mondene ale țărilor, Pluton în careu cu Marte, de fiecare dată a adus conflicte armate. Sunt multe exemple de acest fel, și cu Vietnamul, și cu războaiele civile, și cu... deci întotdeauna a fost Pluton careu Marte, duce la violențe, conflicte armate. Deci da, va exista, dacă până acum doar așa s-au tatonat, va exista un conflict armat până la sfârșitul acestui an în țările vecine nouă. Și dat fiindcă știm care e țara vecină nouă cu probleme, să știți că acolo. Acum, eu am pus o întrebare orară ca să știu mai bine ce se întâmplă cu acest conflict. Și vă spun și vouă ce am aflat, că am vrut mai multe detalii. Întrebarea orară, pentru cei care nu știu, să știți că e o ramură a astrologiei excepțional de interesantă, în care îți vine întrebarea în momentul ăsta, la ora asta la care discutăm, da? Să zicem, la 5.55 ți-a venit ideea, da? Așa, și zici, vreau să știu ce se întâmplă cu problema respectivă. Faci harta momentului, harta astrală a momentului respectiv și acolo îți poți găsi răspunsul. E ca și cum, mai ușor de spus, cum dăm în tarot sau dăm în cărți. Da? Dăm în cărți și în momentul ăla aflăm răspunsul. Aici dăm în harta astrală a momentului respectiv, în ghilimele, și aflăm răspunsul. Bun. Și întrebarea a fost, se va implica România în războiul din Ucraina? Și răspunsul este în felul următor. România, da, se va implica în problemele interne ale Ucrainei. Și cum? România va fi implicată în acest conflict de către conducătorii săi. Saturn, aici cum vine, în careu cu ascendentul și descendentul, adică această alegere de a ne implica sau nu în conflict, pune presiune pe imaginea țării noastre în lume. Deci toți ceilalți sunt atenți la ceea ce facem noi acum. Este presiune să facem o alegere, care, mă rog, deja s-a făcut. Saturn, în trigon cu nodul nord în Gemeni, casa șaptea, arată că organele de conducere ale țării vor. Deci, din nou, organele de conducere ale țării, pentru că poporul nu vrea, o să vedeți. Vor implica România în acest conflict datorită relațiilor de parteneriat și alianțelor pe care le avem cu alte țări. Deci, automat, ceea ce o să ducă acolo nu o să fie armata română care o să se bată cu cineva, o să fie militari români care se duc prin structurile astea, NATO, ce mai sunt, nu știu, abar n-am, asta de apărare. Interesant e că se vede, ni se va comunica nodul nord în Gemeni, de către aliații noștri, casa șaptea, da, casa șapte, casa aliaților, să ne implicăm în problemele interne ale acestui stat. Și după aia, aici este un lucru foarte interesant care se repetă și în harta previzională a României. Adică dacă ne facem vocea auzită ca și popor, deci nu ca și guvern, ca și cei care conduc lumea, dacă ne facem ca și popor auzită vocea, dacă România o să știe cum să discute cu ambasadorii străini, cu reprezentanții străini pe care îi avem pe teritoriul țării noastre și să își impună punctul de vedere, Chiron Umberbec, va putea limita implicarea noastră în acest conflict armat. Na, e un conflict care e armată, deci armată. De implicat, oricum vom fi implicați, dar prin acest aspect se poate negocia și astfel minimiza cât de mult investim noi ca și popor în acest conflict care de fapt nu ne privește. Așa, Chiron, în sextil cu nodul nord în Gemeni, casa șaptea, arată că ambasadorii străini, reprezentații străini de pe teritoriul țării noastre au un cuvânt de spus în alianțele și tratatele pe care le avem cu celelalte țări și pot influența. Adică dacă noi începem și țipăm și punem piciorul în prag și zicem noi facem doar atât, nu facem mai mult, eu o să zic, bine, bă, bine, dacă nu vrei mai mult, asta e ok. Dar dacă nu spunem, știți vorba aia, să urcă scroapa în copac. Da? Foarte important de reținut pe anul acesta e că vocea populară, inițiativele civice, anul acesta chiar sunt ascultate și au eco. Dar mai ales în afară, nu înăuntru țării, în afară, la forurile internaționale. E important de spus asta. Bun. Acum, semnificatorul armate, că când vorbim de război, vorbim și de armată. Semnificatorul armate este Marte, care se află în Gemeni în casa 8. Asta arată că sigur vor fi implicați în conflict. Arată faptul că armata română va fi pregătită să acționeze de pe un moment pe altul, că Gemeni sunt așa, pe fază, ca o forță mobilă, cu răspuns imediat la orice formă de agresivitate militară. Și prezența lui Marte este în casa 8, care e casa morții și a datoriilor.
Și asta poate semnifica două lucruri. În primul rând, că na, o să moară și soldați români, dar nu pe teritoriul țării noastre. Iar în al doilea rând, faptul că armata română, militarii români, sunt forțați să acționeze, adică în tratatele pe care le avem, datorită obligațiilor financiare pe care țara noastră le are față de țările partenere. Deci de aia nu putem să spunem nu. Dar putem să spunem, ok, bine, dar doar atât. Ar fi bine ca cei care pot să spună să-și impună punctul de vedere și să zică, domnule, da, dar nu mai mult de atât. Marte în trigon cu Jupiter în vărsător arată că armata română poate fi trimisă în rândul repetat în țările vecine, în țara vecină, posibil de mai multe ori decât va fi cu adevărat nevoie. Așa, ca să dea bine. Bun, și acum cu poporul român. Nu dorește implicarea în conflict, pentru că este luna, în rac este casa noua. Nu dorește. Luna în rac arată că poporul dorește să rămână în interiorul teritoriului propriu și să-și vadă de propriile probleme ale țării. Rac, nu vrea să fie implicat în afară. Luna în rac în casa noua mai poate semnifica că e racul și racul este pacifist. Racul nu prea sare la război. Mai poate semnifica și faptul că ideile și concepțiile pe care le are poporul român față de acest conflict sunt de neimplicare și non-agresiune. Da? Racul zice, hai să ne așezăm la un ceai să discutăm toți, da? Lasă, nu vă mai bateți, hai că uite, vă fac trei prăjituri, bem un ceai, ne calmăm toată lumea, da? Faceți o baie fierbinte după aia și vă culcați și discutăm a doua zi, da? Că acum spiritele sunt prea încinse. Maximum de implicare pe care poporul român dorește să-l aibă în acest conflict este de a menține deschise relațiile de comunicare internaționale, casa noua. Adică ca să știe ce se întâmplă, atât, dar nu vrea să-și pună piciorul acolo și să facă. Deci, în concluzie, la întrebarea asta, ce e cu Ucraina? România va fi implicată în acest conflict din Ucraina, datorită celor din conducerea României, care vor răspunde prezent tratatelor și alianțelor pe care le avem cu țările străine, NATO-americani, ceea ce s-a și văzut. Încă o dată, eu am pus întrebarea asta orară cu vreo 3 săptămâni și între timp a început să zică că NATO vine, că NATO nu știu ce, că NATO la. Deci se face ce am găsit aici. Vor exista mai multe intervenții ale soldaților români în țările vecine și pierderi de vieți omenești, normal că așa e, asta se întâmplă, de-aia dacă te faci militar știi la ce te aștepți, nu? Da, nu vrei să mori, fă-te grădinar, fă-te altceva. Și pierderi de vieți omenești din partea armatei române. Poporul român nu dorește să se implice cu nimic în acest conflict, iar prin intermediul negocierilor stricte cu reprezentanții străini din țara noastră se poate minimiza prezența și implicarea noastră în acest conflict. Și repet, noi ne ducem la locul conflictului, nu ajunge situația conflictuală la noi în țară. Doar maxim, deci până aproape de granițe. Deci că Jupiterul din vărsător, din casa a treia, ce arată conflictul de acolo, este conjunctă cu sfida casei a patra. Casa a patra e țara noastră, ajunge până la graniță. Că cu sfida este granița. Deci ajunge până la graniță, dar nu trece de graniță. Ok? Deci trupele române acolo să fie desfășurate, la graniță. Pe partea aia. Și ce o să se mai întâmple, vede universul, dar nu ajunge conflictul la noi în țară. Asta este foarte important. Ia la el acolo, ne ducem și noi în vizită și ne facem că facem ceva, când ar trebui să nu facem nimic și să ne vedem de treabă. Dar obligațiile față de puterile străine. Așa, acum foarte important, revenim la noi în țară, la propriu și la figura, pentru că e casa a patra, care e cu pământul țării, cu agricultura, mineritul, proprietății și proprietățile imobile, terenurile. Și acum este, casa a patra este în vărsător și când se întâmplă așa, nu prea e bine, pentru că se mișcă lucrurile, se schimbă lucrurile și nu prea e bine. Plus că Uranus este în poziție retrogradă, guvernatorul casei a patra, e Uranus în poziție retrogradă în Taur și mai este conjunct și cu Lilith. Adică anul ăsta, nu știu ce se întâmplă, dar se încearcă vânzarea din ce a mai rămas din România a unei porțiuni enorme, nu știu să spun. Nu știu dacă e dată publicității sau dacă va fi dată publicității, dar este o lovitură foarte mare. Asta mai poate să semnifice dacă, cumva, hai să zicem, să sperăm că nu am dreptate și nu este vorba de imobiliar, poate să fie legat de asta cu închiderea minelor, pentru că casa a patra se ocupă și cu mineritul. Și atunci Uranus retrograd în Taur și cu Lilith arată închiderea minelor, ceea ce vor ei să facă. Sau mai poate să însemne vânzarea de teren arabil, da, enorm, nu așa câteva bucățele. Deci este ceva foarte mare.
care trebuie contracarat. Asta este o informație care se repetă și în, și în harta compozită. Deci cine poate să fie cu ochii pe așa ceva? Oameni buni, uitați-vă, pentru că e acolo ceva care se întâmplă și nu-i deloc de bine. Este o enormitate, e un crocosbaur foarte mare, care o deposedare foarte mare de pământ. Sau de pământ agricol, de pământ teren, ca și teren, sau, hai să zicem, în cel mai bun caz, Doamne ferește, în ghilimele, e vorba de închiderea minelor, că Casa Patra e cu mineritul. Uh-huh. Da? Deci mai poate să semnifice, hai să spunem, na, poate nu le vinde, dar sunt pagube și pierderi neașteptate financiare și materiale în aceste domenii. Trebuie, deci, foarte mare atenție pe partea asta de Casa a Patra. Și nu trebuie să fie lăsat să înstrăineze terenuri. Asta e și lecția din harta compozită și o să vorbim acolo. Plus, avem Neptun în Pești, în Casa a Patra, care dă careul la cum îi spune, la nodul lunar. Asta poate să însemne, Neptunul ce face? Aduce confuzie, aduce neclaritate, poate să aducă, cum îi spune, evenimente confuze, neclare și știți ca prestidigitatorul. Te-a făcut să uiți în altă parte și pac, aolo, dar unde a dispărut pământul românesc? Sau, au, unde sunt minele noastre? Da, deci vedeți că e Neptunul ăla acolo și este în careu cu nodul nord, care este destinul României pe anul acesta, în casa 8-a în Gemeni. Deci nu-i de bine. Acum haideți să ajungem și undeva unde e de bine, la casa a 5-a. Casa a 5-a este mai ales, o să o luăm așa, cu ambasadorii și cu reprezentanții străini la noi în țară. Și acolo este și poporul. Luna este în casa a 5-a în Berbecuț, conjunct cu Chiron. În primul rând, lucru foarte bun. Adică, oameni buni, există speranță. Deci, lăsați tot ce am spus până acum, nu mai contează. Există speranță că poporul român face mica trezire. Cred că am zis asta și data trecută. Deci, asta este o mică trezire. Nu e marea trezire a poporului român, din somnul cel de moarte, dar cu siguranță este mica trezire. De ce? Pentru că luna, poporul, este în Berbec. Ce face Berbecul? Păi, în primul rând, Berbecul este cel care începe primăvara. Berbecul este zodia începutului. Berbecul, ce se întâmplă primăvara? Ghiocelul dă cu capul și scoate capul la iveală. Da? Inițiază lucruri. Și Berbecul, fiind semn de foc, deodată poporul român a început să inițieze lucruri. E foarte important că luna este în Berbec, pentru că în astrograma a României, poporul nostru, luna este în balanță, fix în partea opusă, acolo în lâncezeală și în adormire. Deci faptul că este fix în zodia opusă, în Berbec, haideți că este speranță. Și n-aș fi zis că e speranță așa de mare dacă n-ar fi fost conjunct cu Chiron în Berbec. Asta arată că de voie sau de nevoie, poporul român va țipa atât de tare încât se va auzi și el pe el. și o să realizeze, aolă, stai că există, stai că mi se întâmplă ceva. Chiron întotdeauna, într-o astrogramă previzională, îți arată că sigur vei învăța lecția de acolo, fie că îți convine sau nu. Și acum, dragi concetățeni, dacă vă faceți auzită vocea de bună voie, o să fie ok, merge totul strună. Dacă o să lăsați să vă împungă universul până când va fi urlet de nevoie, e alegerea fiecăruia. Da? Ca să știți. Partea interesantă care e, fiind în casa a 5-a, vedeți că cei din afară, forurile internaționale, anul acesta chiar sunt cu ochii pe noi. Și dacă spunem, ne ascultă mai mult decât în alți ani. Deci, încă o dată, rezolvarea României pe anul ăsta este, nu ne ducem, na, ne-am supărat cu vecinul. Nu poți să te duci direct la vecin și să-i spui că nu te ascultă. Și atunci mai întâi te duci și discuți cu verișorul lui din alt sat, da? Ca să vină până la tine acasă și să-ți rezolve problema pe care o ai cu vecinul de peste gard. Deci cam așa este. Nu poți să te duci direct la guvernant și să spui să te ascultă, pentru că nu vor asculta. Dar dacă prin forurile internaționale se vine direct cu presiune asupra lor, imediat se conformează. Dragi concetățeni, repet, guvernanții noștri nu reacționează la popor, reacționează la aliații noștri. Da? Soarele în astrograma României este în casa 7-a. Ascultă tot ceea ce le spun aliații și dacă aliații le zic ciocul mic și vedeți că aia încep să țipe, imediat se opresc. Dar nu vă ascultă dacă mergeți direct. Bun.
Așa. Acum, deci asta, dacă poporul țipă mai tare, atunci prin afară se rezolvă. Și acum se rezolvă. Se rezolvă. Se rezolvă. Depinde de voi cât de tare aveți volumul la țipat. Casa a șasea. Casa a șasea acum este cu clasa muncitoare, cu muncitorii, cu, cum îi spune, cu armata, cu serviciile publice în general. Și aici, la servicii publice, ce intră? Sănătatea, pompierii, armata. Deci toți ăștia sunt aici băgați. E, și aici avem o catastrofă în casa a șasea pe anul acesta, pentru că este Uranus retrograd. Uranus și aduce evenimente neașteptate. Adică complet neașteptate și neplanificate. Retrograd, evenimente neașteptate negative în Taur, legate de, în primul rând, poate să semnifice faptul că populația, nu, bugetarii se taie din bani. S-au făcut foarte multe tăieri de buget și așa, se taie banii, nu mai sunt fonduri. Asta e varianta cea mai frumoasă. După care, pentru că e conjunct și cu Lilith, poate să însemne dezastru din sănătate, ce s-a întâmplat, pentru că nu au luat foc niște bunuri materiale, Taur. Deci tot ceea cu spitalele, tot ceea ce s-a întâmplat, a fost de aici, din acest crocosbaur, complet neașteptat. Și este posibil să se mai repete evenimentele de genul ăsta. Și acum, crocosbaurul ăsta de aici, Uranus retrograd din Taur, da, e adevărat, ce am spus și la început, a fost alimentat de cei din conducerea României care au vrut să facă și o afacere profitabilă. Pe de altă parte, ei nu au pus în cum îi spune, nu au pus în ecuație și Lilith ăsta care apare aici. Și v-am spus, se va răsfrânge direct asupra lor. Și știți cum? La fel de neașteptat cum au acționat ei, fix așa de neașteptat se va răsfrânge asupra lor. Și își vor primi plata faptelor. Deci aici, hai să spunem așa, ne putem bucura în ghilimele că, uitați, ăia răi, până la urmă și n-a face rău. Există o limită. Da? Mai poate să semnifice și faptul că dacă ei vor să facă afacerea asta cu privatizarea spitalelor anul acesta, nu le este. Da? Singur își dau cu stângul în dreptul, fără că nu, e o chestie pe care nu o s-o poată calcula anul ăsta și, din greșeală, o să se spargă în fața lor. Așa. Trecem mai departe la casa a șaptea, cu aliații noștri. Casa a șaptea este în Taur și Venus este în casa întâi, în săgetător. Într-un mod de-aia, știi, nu vă gândiți că toți aliații noștri sunt răi sau că ne vor rău. E adevărat, ne exploatează, dar dacă vorbim, anul acesta ne aud. Nu știu în alți ani, dar anul acesta ne aud, pentru că Venus este în trigon cu Luna, în berbec. Adică dacă țip tare și zici, domnule, nu mă mai exploata atâta, și țip și încă o dată și încă o dată, să știți că își relaxează mâna exploatatoare. Acum, nu dispare de tot. Doamne ferește, că totuși, da? Am zis mica trezire, nu marea trezire. Dar vreau să spun că funcționează. Deci funcționează. Cei din afară ne ascultă. Bun, ajungem la casa 8-a. Casa 8-a este în Gemeni și e nodul nord acolo. Asta e casa împrumuturilor, a fondurilor nerambursabile, v-am zis, aici nu vă zic nimic nou, destinul României pe anul ăsta este să facă rost de bani din împrumuturi. Și cam atâta tot. Trecem mai departe. Din nou, se repetă refrenul. Casa 9-a a relațiilor cu străinătatea este în rac și luna este în casa 5-a în berbec. Cei din afară ne aud dacă țipăm. Dacă poporul zice, m-am săturat, vreau altceva. Da? Nu înseamnă doar să țipe, au, mă doare. Poate să vină și cu soluții poporul, că nu e o problemă. Da? Și o să vedem că inițiativa asta civică în harta compozită chiar se vede. Chiar se vede pe anul acesta. Să dea Dumnezeu să țină, nu? Și în alți ani, să nu fie doar așa foc de paie. Casa a 10-a, cum îi spunem, a conducerii, deci guvernul, președintele și guvernul. Apropo de, poate vă dau o veste bună, poate altora vă dau o veste rea, depinde de care parte a baricadei sunteți. Guvernatorul casei a 10-a, deci casa a 10-a este în leu. Leu e direct președintele. Soarele este în capricorn. Stă bine acolo, cu fundul stă bine înfipt în poziție. Pe de altă parte, uitați, evenimentul ăsta neașteptat, pentru că soare și mercur în capricorn sunt în trigon cu Uranus retrograd și cu Lilith ăsta în Taur din casa 6. Deci printr-un eveniment complet neașteptat,
complet necalculat, nici de unii, nici de alții, se întâmplă ceva foarte scurt și foarte rapid și este posibil să avem un nou guvern anul acesta. Această informație se repetă și în harta compozită, după cum vom vedea. Dar o să fie ceva complet neașteptat. Să ne luăm popcorn și să ne uităm, că nu o să ne plictisim anul ăsta. Și ar fi bine totuși, în timp ce mâncăm popcornul, să și spunem ce ne doare. Da? Repet, românii au Mercur în Capricorn. Asta înseamnă că nu știu să vorbească, nu știu să spună, știu doar să îndure, să tacă și să îndure. Ei, și anul ăsta trebuie să schimbăm, să spunem ce ne convine, dacă vreți o viață mai bună. Dacă nu, stați și mâncați popcorn și îndurați. Casa 11-a este casa, cum îi spune, inițiativelor civice, ca să spun așa, da? Este partea de, cum îi spune, de parlament, de vocea poporului. Na. Ok? Ei, și vocea poporului este, anul ăsta este Venus, care este săgetător în casa întâi. Din nou, săgetătorul este străinătatea. Cei din afară aud doleanțele poporului, mai ales dacă vin din parlament sau prin organizații. Și chiar asta poate să ne, să ne urce ratingul de țară, poftim ca să zic așa, că tot e noțiunea asta de rating de țară și eram țară bananieră, acum suntem semi-bananieră parte și nu mai știu, parcă am căzut din nou, nu mai știu. Domnul Cuțu zicea că a crescut, după aia iar a scăzut, da, ori bananier, ori semi-bananier. Dar Venus în săgetător, în casa întâi, arată că prin, iarăși, mă repet, dar nu știu câte ori, prin inițiativă civică suntem ascultați de ea din afară și ea din afară o să facă gură și o să zică nu se poate să fiți așa de tirani în propria țară. Mai schimbați și voi ceva mai potolitică. Bun, și acum casa a 12-a. Asta e casa secretelor, a influențelor secrete, mă rog, a lucrurilor care nu se fac publice, ca să zic așa. Venus, guvernatorul ăsta, este în casa întâi. Teoretic, casa întâi este publică, este că o vede toată lumea casa întâi, că e personalitate, e felul cum arăți. Deci, din nou, vedem că ceea ce e secret iese la lumină. Public. Și mai poate să semnifice faptul că unii din... O să vedeți că e așa de alambicat și complicat și la harta compozită că te doare capul. Sunt și servicii secrete bune și sunt și servicii secrete rele, ca să zic așa ca la copii, da, zic ceva evident. E, unii din serviciile secrete aia care țin cu inițiativele astea civice o să facă ceva ca și România o să fie mai bine văzută, adică o să acționeze în folosul României. Asta pot să zic de aici. Și acum, haideți să ne uităm. Și ce face harta asta a tranzitelor peste harta natală? Că tot vorbeam de casa secretelor, că pe noi acolo ne doare în momentul de față. Și vedem că în casa secretelor vine Uranus ăsta retrograd și cu Lilith-ul ăla care e la noi în casa 6. Și asta poate să semne două lucruri. Unu, mă rog, ceva evident, scuze că spun din nou ceva evident, faptul că cei... serviciile secrete, oculte, ce vreți voi, aia care nu sunt cunoscuți, au realizat un plan fizic dezastrul ăsta din spitale, da? Adică l-au realizat, mai poate semnifica faptul că și mai poate semnifica faptul că este un conflict între serviciile secrete de peste tot, toată lumea cu toată lumea, e un conflict acolo, e o bombă care a explodat și că sunt multe lucruri, că Lilith-ul ăla și-a băgat coada, sunt lucruri pe care nici ei nu le-au anticipat. Cei care, hai să spunem, poate vor să facă rău țării noastre. Sunt unele lucruri pe care nici ei nu le-au anticipat și, na, că, știți, ca și atunci când faci un teren minat, na, pui 30 de bombe, dar ai uitat unde ai pus două din ele. Știi că și-au ca șpere și sare în față. Ceva de genul ăsta se întâmplă. Nu știu, chiar nu știu să zic mai mult, pentru că e o situație așa de... Nu e deloc concludent ce se întâmplă acolo. Și acum haideți să vă zic la harta compozită, ca să de fapt ne interesează pe noi acum, ce se întâmplă din toată nebuneala asta de aici. Și vedem că nodul nord este în casa a doua conjunct cu Jupiter în Berbec. Și acum, mai întâi ne aducem aminte care este buba României și a românilor. Care este lipsa de valoare față de propria țară, propriile resurse și față de propria persoană. E, și acum cu nodul nord în Berbec în casa a doua. În primul rând, arată că românii încep să se valorizeze,
Da? Și asta rimează cu ce arăta înainte, luna în berbec. Deci românii încep să zică, stai o clipă, că nu mai tolerez chiar atât de mult cât toleram în trecut. De-aia chiar e mica trezire. Crește valoarea de sine și valoarea față de țara. Adică stai o clipă, că totuși țara asta e una din cele mai bogate de pe pământ. Încep să realizeze românii chestia asta. Și nodul nord, conjunct cu Jupiter în berbec, arată că e posibil din mica asta trezire chiar să transforme într-o mare trezire, care după aia să aducă și bani. Pentru că casa a doua este casa resurselor, este casa banilor. Da? Și Jupiter ce face? Expansionează, mărește, înmulțește tot ce e acolo. În momentul de față, pentru că Jupiter e în berbec și berbec este cu persoana, personalitatea, propria personalitate, arată că se mărește stima de sine. Că românul începe să spună, stai o clipă, dar nu mai îndur. Deci asta este destinul țării, ceea ce se va întâmpla pe anul ăsta. Și acum să o luăm așa. Ascendentul compozitei cade în pești. Adică lucrurile sunt confuze. Nu o să mai știe ăia din afară ce să creadă. Mă, până la urmă ăștia ce fac? Se conformează, nu se conformează, se schimbă, nu se schimbă? Ce se întâmplă? Acum, guvernatorul casei întâi este în casa a 12-a. Arată că ce se întâmplă. Mă rog, știm că întotdeauna serviciile secrete sunt aia care le fac și le rezolvă pe toate și că ce vedem noi la suprafață e doar suprafața. Dar vreau să spun că anul ăsta, ce se întâmplă acolo, războiul ăla dintre entitățile astea secrete, că nu știu cum să zic altfel, este definitoriu pentru imaginea României în lume. Și o să vedem după aia ce se preconizează. Uranus în casa întâi arată din nou. Nu mai știe lumea ce să creadă despre noi. Aolo, au început să aibă inițiativă. Chiar au început să facă zgomot. Chiar există ceva complet neașteptat. Adică România anul acesta are un comportament neașteptat față de ceilalți ani. Hai să zicem că o fi de bine. De ce zic asta? Pentru că Uranus ăsta din casa întâi este în sextil cu Soarele din casa 11. Soarele în casa în care cade anul respectiv, pe aia o luminează cea mai tare și arată că cea mai importantă casa anul ăsta o să fie casa 11, inițiativa civică. Da? Deci o să fie o schimbare neașteptată în felul în care suntem priviți de ceilalți în lume datorită acestor inițiative civice pornite din vocea poporului, nu de la guvernanți. Așa, după aia, o luăm cu casa a doua, casa a doua a banilor. Casa a doua în pești. Se repetă faptul că e confuzia și faptul că nu ne permitem să obținem banii pe care dorim să-i muncim în țara anul acesta. Pe de altă parte, e posibil ca tocmai datorită acestui lucru nu să se ajungă la o suprasaturare și românul să zică gata. Și atunci poate de aia arată că nodul nord din casa a doua în berbec, adică descoperă-ți odată valoarea, descoperă odată faptul că nu se mai poate trăi așa, descoperă faptul că trebuie să-ți faci un trai decent și să lupți pentru traiul decent. Nu? Cum și înaintașii noștri au luptat pentru o lume mai bună. Ca să zicem așa. Și noi nu mai luptăm deloc, stăm pe canapea și ne uităm la televizor. V-am spus, când vă uitați la noi, este de bine. Acolo este profitabil, timpul nu este pierdut. Dar ca să stai pentru cancanul și alte chestii, oameni buni, mai bine faceți petiții. Da? Mai bine informați-vă care e legislația, să cunoașteți mai bine care sunt în primul rând drepturile voastre și după aia și obligațiile. Apropo, am observat din Constituția României că acum am fost și eu cu... mi s-a pus pata și ia să o citesc. Da, nefiind de profesie, nu m-a interesat niciodată, zic, dar ia să o citesc. Și acolo să știți, dragi români, că aveți drepturi, dar aveți și obligații. Știți că avem obligații ca și români să apărăm țara? Adică nu să mergem la armată și să omorâm pe cineva să împușcăm, dar să aperi țara de inițiativele astea injuste, nedrepte. Este o obligație a românului, nu știam, a cetățeanului. Deci asta scrie în Constituție, în caz că nu știați. Citiți-o că nu e lungă, în 5 minute ați terminat de citit. Și aflați și ce drepturi aveți și care v-au fost încălcate în ultimul an. Ca fapt divers. Așa. Bun. Casa a treia, cu comunicarea, cu tot ceea ce se... mass media. Se vede că avea domnul Cristoiu și ceilalți o vorbă cu presa miluită. Cam asta este, că ți arată guvernatorul casei a treia, știți unde este? E în casa 12-a. Face treaba alora secret. Se vede. Deci, nu.
nu zicem noi, să vedem. Acum, casa a patra este foarte importantă. Revenim la pământuri, da? La pământuri, agricultură și minerit. Una din astea trei o să fie. Deci nu știu să vă zic exact care, dar una din astea trei. Și acum, avem Chiron în Taur, în conjunct pe cuspida casei a patra. Chiron înseamnă că trebuie să ne învățăm lecția. Trebuie neapărat să facem chestia asta, altfel o să suferim foarte tare. Chiron în Taur zice să ținem cu dinții de pământ. Să ținem cu dinții de pământ, să ținem cu dinții de agricultură, să ținem cu dinții de mine, minerit. Deci, da, și dacă nu ținem cu dinții, nu zic mai departe. Deci, întotdeauna când o informație se repetă dintr-o hartă într-alta, că avem trei hărți aici pe care le-am, ca și în mediul jurnalistic, o informație dacă se confirmă din trei surse, înseamnă că o fi adevărată, nu? E, aici dacă se confirmă din ambele hărți, că astea sunt ambele hărți și ne ajută și sinastria, atunci trebuie neapărat să avem atenție foarte mare asupra acestui lucru. Deci de aia, se repetă, cine poate fi cu ochii pe așa ceva, oameni buni, uitați-vă, vedeți ce se încearcă să facă ăștia pe terenuri, minerit și agricultură. Pentru că trebuie să ținem cu dinții să nu fie lucrurile alea străinate. De ce zic străinate? Pentru că este vorba de posesiune, taur. Taurul este cel care posedă, are bunurile. Dacă e o problemă legată de taur, înseamnă că cineva încearcă să le ia, să ne ia niște bunuri. Uh-huh. Și noi trebuie să ținem cu dinții de ele. De-aia zic. Asta știu sigur să vă spun. Bun, casa a cincea. Iarăși o luăm cu ambasadorii străini și cu reprezentanții străini de la noi în țară. Atenție! Guvernatorul casei a cincea este Mercur, care ghiciți unde este? În casa 11, la inițiativa civică. Ei sunt foarte receptivi anul acesta la ce urlă și țipă poporul. Și dacă oamenii se asociază sub formă de asociații, ONG-uri, inițiative civice, populare, nici nu știu cum le zice, sau inclusiv Parlamentul, pentru că casa 11 este a Parlamentului, casa 10 este guvernul, casa 11 e Parlamentul. Ok? Deci, dacă de acolo sunt guri care vorbesc și care cer anumite lucruri, ambasadorii și reprezentanții străini de la noi din țară aud și duc mesajul mai departe și ne facem auziți. Și o să se îmbunătățească situația. Încă o dată vă spun, nimeni nu ne chinuie, noi ne lăsăm chinuiți, dragi români. Deci să nu spuneți, vai că nemții, vai că nu știu ce, vai că Uniunea, vai că, vai că. Rușii, chinezii și ce, da, ca să-i supăr pe toți. Americanii, rușii și chinezii, gata. I-a supărat pe toți egal. Deci cine te pune să înghiți genul ăsta de tratament? Putea să spune, nu mai suportăm. Și anul ăsta, dacă spune, chiar suntem auziți. E o fereastră de oportunitate, ca să zic așa, ok? Casa a șasea, apropo de redundanțe, casa a șasea care este casa sănătății, a sistemului de sănătate și a bugetarilor. Se repetă, rămâne Lilith în casa a șasea, se repetă acolo, arată dezastru ăla pe care l-am văzut. Și faptul că mai poate să arătească și disponibilizările masive care se fac unde? Atenție, în aparatul de stat. Și așa, văzând un pont, pe următorii 15-20 de ani, 30 de ani, să știți că la nivel global, structurile astea statale o să se cam dizolve și se merge pe mici comunități. Mici comunități autosustenabile care să aibă ei acolo propria lege, propria, deci totul să fie în mici comunități care de la unul la altul comunică și colaborează. Vedeți că statele, guvernele se vor dizolva la nivel global, nu numai la noi. Trebuie să existe undeva și o conducere unitară a acestor comunități, adică un fel de... Păi da, va fi o federație. Eu cred că de fapt asta este... Un fel de federație. Da, și atunci asta ar fi uniunea întregului pământ sub o singură conducere. Vedeți, nu o să fie o uniune statală, toate statele intră într-o uniune, ci pe pământ va fi o lege general valabilă
unii care să guverneze respectarea acestor legi și toată lumea va fi mici comunități, mici comunități, la fel cum, dacă vă aduceți aminte din Evul Mediu, cum și ăștia, nemții cu landurile, da? Și în Germania și în Italia, nu erau cetățile astea, cetățile care erau de sine stătătoare și după aia s-a unificat, s-a făcut Germania, s-a făcut Italia, da? Se revine acolo. Și de aia, de exemplu, la noi tot apare în Astrograma României. Vă invit să revedeți emisiunea cu Astrograma României ca să înțelegeți ce spun. Și dacă vreți să aprofundați, scrieți-mi pe WhatsApp, pe numărul de telefon care e acolo, cereți-mi Astrograma României și vă trimit, este gratuită. Acolo arată faptul că statul nu ne mai poate ajuta. Structurile statale sunt complet învechite și se cere o refacere de la din rădăcina acestor structuri. De aia nodul nord al României este învărsător în casa a 10, adică o conducere complet atipică, cum n-a mai fost niciodată până acum. Na, repet, ca să știe și cei care nu au văzut emisiunea să știe despre ce este vorba. Nodul nord învărsător arată că va fi o conducere atipică. Arată că președintele care va realiza destinul României, da? Este cineva atipic, care este din popor, nu din elitele lor, care de generații, de două generații cel puțin, toți stau în funcții de conducere mai publice sau mai puțin publice. Deci, cine va fi din popor, va fi, prin inițiativele astea civice, se va face cunoscut acea persoană din popor și va fi complet atipică față de tot ce am avut până acum ca și președinte. Și de-aia am spus, președintele României care va împlini destinul României poate să fie ori un președinte foarte tânăr, deci ceva ieșit din comun, ori unul foarte tânăr, ori unul fără apartenență politică, ori poate fi o femeie, pentru că nu am avut niciodată așa ceva. Sau, în cel mai rău caz, o persoană care nu are cetățenie română. Și știu că mulți s-au supărat și au zis nu că este imposibil să n-ai cetățenie română și să fii în funcție de conducere și vă invit să-l vedeți pe domnul Fris de la Timișoara. Ok? Deci, să nu spuneți că e imposibil, pentru că în țara românească se întâmplă miracole. Chiar suntem țara de este dacă această schimbare va fi de bine. Eu sper să fie de bine. Eu v-am zis, sunt mai multe variante de cum se poate realiza destinul României. Acum depinde de noi toți cum ne mișcăm. Dacă ne activăm și ne dorim binele, că na, poate ne dorim rău și atunci o să se rupă țara în bucățele, o să fie mâncată dată la toată lumea și asta nu o să mai fie nimic. Și nu o să mai fie niciun stat care să vă apere. Dacă dorim binele nostru, atunci o să fie un conducător care să vrea să ajute poporul, că vărsătorul întotdeauna e cu ceilalți. Hai să facem împreună. Da? Vărsătorul nu zice, eu sunt liderul, eu sunt șeful, construiți-mi o statuie. Vărsătorul spune, hai mă că mi-a venit o idee, hai să facem împreună. Eu nu pot singur, hai că trebuie să facem împreună. Și atunci se mișcă, din nou, se mobilizează toată lumea, da? Și face. Dar nu ca și negrișor pe plantație. Leu întotdeauna are negrișor pe plantație. Uitați la domnul Iohannis, domnul Iohannis e leu tipic. E, are comportament de leu tipic. Deci el este pe piedestal și după aia sunt negrișorii pe plantație, că de-aia el are guvernul lui, parlamentul lui, România lui, da, toate sunt ale lui și toți ceilalți trebuie să conformeze la ceea ce spune el. Vărsătorul este fix opus. Vărsătorul face în beneficiu celor din jur. Deci când o să vedeți o astfel de persoană, ding-dong, vedeți că nodul nord învărsător. Atât am de spus. Așa, trecem la casa a șaptea care este cu aliații noștri. Deci acum explicăm ce se va întâmpla din toată nebuneala asta. Dezastru în sănătate, am văzut că ăla s-a întâmplat, e posibil să mai întâmple, fiți cu ochii în 40. Și fiți cu ochii în 40 la faza cu străinarea de bunuri, pământuri, mine, teren agricol. Vedeți acolo că e posibil să nu vedeți, să nu fie pe față, să fie, da, da, asta se coace. Casa a șaptea este în Fecioară, Mercur este în Capricorn, adică aliații noștri, casa 7, casa aliaților, este în Capricorn, în casa 11, cu reticență, dar sunt deschiși să audă ce are poporul de zis. Din nou, casa 11, inițiative civice. Deci, vedeți, ambasadorii străini, reprezentanții străini sunt în casa 11. Casa 7, aliaților, este în casa, guvernatorii în casa 11. Totul se întâmplă în casa 11, asta este important. Adică, casa 11, inițiativă civică, ONG-uri, nu partide, atenție, nu partide,
ONG-uri, asociații și Parlament. Da? Așa, casa 8-a este casa împrumuturilor. Arată casa împrumuturilor, guvernatorul este în casa 11, acum o interpretăm ca și plan de casa planurilor de viitor. Și atunci ne arată foarte simplu cu banii din împrumuturi, ne face și noi planurile pe anul ăsta, supraviețuim pe anul ăsta. Da? După aia, casa noua, a străinătății. O să mă repet din nou, ghiciți, acum ghiciți, întrebarea de 100 de puncte. Ghiciți unde e guvernatorul casei a noua? În casa inițiativei civice, bineînțeles că toată lumea e acolo. V-am zis, casa asta 11 e foarte populară anul ăsta. Și asta arată că de acolo e cea mai mare influență. Acolo este schimbarea cea mai mare care, de unde poate să se facă schimbarea cea mai mare. Inițiativa civică, ONG-uri, asociații, parlament. Da? Din nou, forurile internaționale sunt cu urechile pe noi, pentru că guvernatorul casa noua este în casa 11. Da? Bun. Acum, cade guvernul sau nu cade guvernul? Dacă faceți pariuri, vă zic să pariați pe faptul că o să cadă guvernul. De ce? Eu pot să vă zic foarte clar următoarele lucruri. Casa a 10-a rămâne în Scorpion. Scorpionul e cu transformările. Guvernatorul Scorpionului, care este Pluton, ghiciți unde se află? În casa a 10-a. Deci, când e Pluton în casa a 10-a, asta și într-o astrogramă previzională a unei persoane, arată că se schimbă ceva la, în viața socioprofesională. E o schimbare. Da? Se schimbă serviciu. Ori se schimbă funcția pe care o are, ori se schimbă serviciu. Acum, dacă casa a 10 e casa guvernului și e Pluton acolo, aduce o schimbare foarte mare în conducerea României. Că e Pluton, care este cu moartea și cu renașterea. Deci, așa, rade tot. Deci, din ce se vede aici, se pare că o să cadă guvernul până la sfârșitul anului. Putem să punem pariuri extinse pe când va cădea guvernul. Vă las să vă gândiți. Să știți că se poate spune și o dată aproximativă, dar ce am observat, datele astea aproximative merg foarte bine pentru oamenii normali. Eu, dumneavoastră, da? Deci dacă ne uităm în previzional, eu pot să zic, uite, în luna martie, vezi că spre jumatea lunii o să fie chestia asta, da? E, dar la astrogramele țărilor, ceea ce pot să zic cu claritate este că lucrurile alea se vor întâmpla. Când? Sunt atât de multe variabile încât se poate deplasa. De exemplu, dezastru din sănătate, că asta este un lucru interesant de văzut, Uranusul ăsta retrograd din Taur și Lilith. Să știți că s-a întâmplat cu o săptămână mai devreme ceea ce s-a întâmplat. Deci, incendiul ăla mare în care au murit peste 20 ceva de persoane, Dumnezeu să-i odihnească, s-a întâmplat cu o săptămână înainte să vină, să fie aspectat în astrograma previzională așa ceva. De-aia vă zic. Sunt lucruri care țin de foarte multe variabile, dar ce e garantat e că se întâmplă. Acum, ne aducem la casa 11-a. Care este casa? Haideți că acum ați și învățat. Casa 11 este casa inițiativelor civice. Haideți că învățăm și lecția de astrologie pe sesiunea aceasta, casa 11 a inițiativelor civice. Și casa 11 este foarte bine populată și, în primul rând, guvernatorul casei a 11-a este Jupiter, care conjunct pe nodul nord. Atenție, oameni buni! Anul acesta, destinul României se va realiza doar cu ajutorul inițiativei civice. Jupiter e conjunct pe nodul nord. Care este scopul pe anul acesta care se va realiza? Trezirea poporului care e valoare și că trebuie respectată valoarea respectivă. Începe lumea să se respecte, să-și ceară drepturile și încep să respecte țara pe care o au. Să dea Dumnezeu să țină și anul viitor. Nu știu ce e anul viitor, că nu m-am uitat. Da? Deci o să facem și pentru anul viitor. Dar deocamdată am zis, e îndeajuns ce e aici, adică e îndeajuns de telenovelistic. Bun, în casa 11 avem 1, 2, 3, 4, 5 planete din 10. Deci 5 din 10, jumătate din astrogramă s-a îngrămădit în casa 11. Arată cât de mare pondere are inițiativa civică asupra destinului României anul acesta. Are pondere maximă. Și pentru cei care vor să bage bețe în roate, vă urez succes pentru că dacă scrie în astrogramă că se întâmplă, se întâmplă. Singurul lucru cum puteți să faceți să nu se întâmple este să schimbați stelele. Să schimbați felul în care au fost așezate stelele când a fost
pentru previzionarea României de anul acesta. Din nou, deci sunt unele lucruri de destin care sunt bătute în stele, poftim, în cuie. Alea nu se schimbă. Alea se întâmplă. Cum? Nu știu. Dar de întâmplat se întâmplă, că dacă a scris acolo, înseamnă că se întâmplă. Bun. Soare, Venus, Mercur. Soarele este, până și conducerea țării o să înceapă să arunce ochii la ce se întâmplă acolo. Și vedeți că dacă soarele este în casa 11, înseamnă că inițiativa civică poate prelua inițiativa anul acesta, în general să ducă țara într-o parte mai bună. Adică așa cum ar trebui să facă un președinte. Că președintele e ăla care duce, nu, are o viziune și zice hai să o luăm mai la stânga sau mai la dreapta. E, acum puterea asta de viziune, vedeți că e în casa 11, zic și eu. Da, da? În casa inițiativei civice. Venus, Mercur, Luna, care sunt în conjuncție, arată o uniune în armonie. Apropo, Luna, poporul român, este în casa inițiativei civice. Poate se pune și la treabă. Că văd că Luna este conjunct cu Mercur, adică emoția merge împreună cu ideile și cu Venus și cu simțirea. Există o armonizare. Adică, ce înseamnă asta? O armonizare la nivelul poporului român. Că până acum românii erau disparați. Unii vreau să muncească, alții vreau să stea pe spatele altora. Unii vroiau hai să fim moderniști, alții hai să fim tradiționaliști. E, dar acum se pare că la nivelul poporului, mă rog, întotdeauna să fie niște stafidiști de ăștia care să nu fie de acord cu nimica, da? Dar la nivelul poporului se produce o coeziune. Nu foarte repede, că e în Capricorn, da? Așa mai timid, dar la nivelul poporului român, inclusiv la ăștia din diasporă, se întâmplă o coeziune. E de bine. Adică începe poporul să acționeze ca o singură entitate și să zică, băi, totuși avem un singur scop, toți, indiferent unde ne-am aflat. Bun, Saturn în casa 11 totuși ne arată că o să fie, nu o să iasă din prima, dar iese din a doua, sau adică întârzieri. Da? Bun. Și acum ajungem la telenovela din casa 12-a, cu serviciile secrete și cu chestiile secrete. Și acum, dacă reușesc să vă explic ce e aici, sunt tare. Deci, atenție! Pe de o parte, guvernatorul casei serviciilor secrete este Saturn, care intră în casa 11-a, care este a inițiativei civice. E cea mai importantă casă în perioada asta. Păi, vedeți, ajungi la aceeași concluzie cu mine. Da. Asta poate să însemne două lucruri. Ori faptul că ăia din servicii secrete, și buni și răi, sunt infiltrați în inițiativele astea civice, ori faptul că ei ajută la schimbarea ce urmează să se întâmple. Acum, ceea ce este sigur este faptul că Saturn este în sextil și trigon atât cu mijlocul cerului cât și cu fundul cerului. Adică Saturnul ăsta ține cu mână de fier atât poporul cât și guvernanții. Scuze, atât opoziția cât și partidul de guvernare. Deci, schimbarea care va apărea în guvern, să știți că apare din cauza celor care sunt în servicii și acționează și care sunt, unde sunt? În aparatul de stat, că Saturn este aparatul de stat. Da? Deci de acolo o să acționeze. Dacă o să fie de bine sau de rău, acum vine partea de telenovelă. Deci asta arată că ei sunt cei care inițiază schimbarea și care vor controla această schimbare. Acum, Saturnul ăsta este în careu cu nodul nord, care este în cazul ăsta este în berbec și conjunct cu Jupiter, adică poporul începe să se trezească și să zică am valoare, dar uitați că ăștia care inițiază schimbarea asta sunt împotriva trezirii poporului. Deci fac un lucru bun, sunt de acord cu inițiativa civică, susțin inițiativa civică, dar hai să zicem așa, ok, vă treziți, dar vedeți să nu vă treziți prea tare. Adică treziți-vă doar până aici. După care, în casa a 12-a, mai avem acolo încă două planetuțe. Avem în primul rând Marte în casa a 12-a, care arată că se activează în secret anul ăsta, cât nu s-a activat în toți ceilalți, nu știu cum să spun. Adică punctul de interes, în momentul, în anul ăsta, acolo e.
Deci asta garantat. Marte învărsător, totuși, acționează în bunăstarea inițiativei civice, pentru că e învărsătorul. Deci, vedeți, da, eu nu mai înțeleg nimica din ce e aici și dacă... dacă vă prindeți bine, dacă nu, stăm cu popcorn și vedem ce se întâmplă. Și Marte ăsta e conjunct cu Neptun, adică acționează în folosul civic, dar la prima vedere pare că nu acționează în folos civic, pentru că Neptun aduce așa, prestidigitație. Uite-te aici, nu te mai uite aici, vezi că e așa, ba nu, de fapt e așa, da? Adică, ba e albă, ba e neagră, nu-ți mai dai seama, e de bine sau nu e de bine. Deci va fi o confuzie totală. Dar ceea ce este important de reținut din toată confuzia asta totală este așa. Unu, există un conflict destul de vizibil între ăia din serviciile secrete. Că sunt și unii care sunt patrioți și sunt și alții care își bagă coada. Adică, apropo de serviciile secrete, că multă lume zice serviciile secrete sunt rele, pentru că sunt secrete. Oameni buni! Serviciile secrete ale unei țări, teoretic, ar trebui să fie bune, pentru că ei sunt patrioți și ei apără țara și fac contraspionaj, toate nebunelile și chestii de-astea. Deci ăia din serviciile secrete ale țării respective, ci că ar trebui să fie buni. Acum, mai există spionii care sunt străini și au interese străine de interesele țării și atunci și ea tot la servicii secrete intră, dar serviciile secrete ale altei țări. Da? Deci, fiți atenți că atunci când zice de servicii secrete, sunt și aia buni și aia răi, sunt toți băgați, uite așa, și făcuți malaxați împreună. Și acum ne arată că acolo e o telenovelă, ce se întâmplă, se unii cu alții. Deci ce vă pot garanta pe anul ăsta este că ceea ce vedeți, sigur nu e ceea ce e adevărat. Deci, pentru că e Neptun care creează iluzie. Da, ți se pare că ăsta acționează în folos propriu și de fapt acționează în folos pentru ceilalți. Deci, uite așa, o nebuneală. Dar, concluzia, pentru că asta ne interesează, e lucrul cel mai important de aici, concluzia este că guvernul o să cadă, va fi dat jos de cei care sunt în serviciile secrete și care vor ține cu inițiativa populară. Dar ăștia totuși sunt în careu cu Jupiter în conjunct cu nodul nord din casa a doua, adică țin cu trezirea românilor, dar vedeți, nu vă treziți chiar foarte tare. Deci, vedeți, ne face și de bine, dar ne și frânează puțin. Din nou, avem o foarte mare gamă de griuri. Da? Oameni buni, lumea nu e împărțită în alb și negru. Lumea e împărțită în eși pe mii de variante de griuri. Unele griuri ne ajută, altele ne ajută mai puțin. Da, aici este o chestie care ne și ajută, ne și stopează. Dar ne ajută. Dar ne stopează, dar ne ajută. Da? Deci, cam astea sunt evenimentele pe acest an importante din românica noastră. Important este că poporul, deci inițiativa civică, cred că am zis de peste 30 de ore asta, inițiativa civică. Așa. Poporul este ascultat anul acesta. Cei care doriți să fiți ascultați, ok, e foarte bine, acum e momentul vostru. Vă ascultă cine? Nu cei din țară. Vă ascultă forurile internaționale. Da? Acolo îndreptați-vă toate doleanțele pe care le aveți. Asta nu înseamnă să nu încercați și în țară să faceți sesizări sau alte chestii, ce vreți voi, ce aveți nevoie voi. Dar sunteți ascultați mai mult în afară. Mai ales dacă vă asociați, da? Pentru că Casa 11 a inițiativei civice, cred că o să mă număr. După aia o să mă uit la o să mă uit din nou la emisiune, să număr de câte ori am zis. Deci, cuvintele zilei sunt inițiativă civică. Pentru că anul acesta, dacă vă organizați într-un grupuleț, deci nu singuri, din nou, dacă vă duceți singuri, nu sunteți ascultați. Poporul nu este o singură persoană. Nu știu dacă ați observat, poporul nostru, nu știu, acum câte persoane mai are? 20... Asta a fost ceea ce a lipsit acestui popor. Această inițiativă civică. Păi da, că este luna în balanță. Somnul cel de moarte. Foarte bine. Am scris asta în Astrograma României. Vă invit să vedeți emisiunea și să și citiți Astrograma României, pe care mi-o puteți cere mie pe WhatsApp și vă trimit. Gratuit. Da? Deci, de-aia imnul nostru, vedeți, nu există coincidențe. Imnul nostru e deșteaptă pe române. Dumnezeule, cine a fost cu ideea să pune imnul ăsta? Deci e fantastic. E fantastic. Da? Pentru că luna în balanță
tace și înghite, tace și înghite. Poporul român asta face, tace și înghite. Și acum, deodată, luna s-a mutat în berbec, fix în partea opusă. Și zice, domnule, stai o clipă că mai sunt și eu pe aici, adică mă exploatez, dar mai lasă-mă și să respir. Da? Adică și sclavia asta are o limită. Și acum este un an foarte propice inițiativei civice, asociațiilor de orice fel, români, dragi, asociați-vă, împreună dezvoltați afaceri pentru România, atenție, cu capital din afară, nu din țară. Repet, dragi români, asociați-vă și aduceți capital străin în România și vă ies toate afacerile. Nu vă împrumutați de la stat, nu faceți chestii cu statul și nici cu băncile. Din România, deci din România. Da? Nu anul ăsta, că vă mănâncă tot ce n-aveți. Da? Dar, din nou, concluzia concluziilor, ne plângem, ne spunem doleanțele, spunem ce dorim să facem forurilor internaționale, oamenilor de afaceri de afară, celor cu bani din afară și aia zic, da, ce idee bună ai, haide că vin să facem. Și facem. Da? Așa, gata, am terminat astrograma previzională pe anul acesta. Cui i-a plăcut, mă bucur că v-a plăcut. Cui nu i-a plăcut, mă bucur că nu v-a plăcut, schimbați-o dumneavoastră, că știți, astrele predispun, omul dispune. Deci, ce nu v-a convenit, vă rog, chiar vă rog să nu vă convine și să vreți să schimbați niște chestii de acolo. De ce? Că e în interesul tuturora. Acum depinde, na, fiecare cum vrea să trăiască. Dar dacă per total poate ne trezim și noi toți să vrem să trăim mai bine, hai să facem să ne fie mai bine, da? Ok. Da. E ușor bulversant așa, dar da. Totuși putem să avem speranță. Deci este o asta. Păi da, este speranță enormă, enormă. Păi încă o dată, 5 planete sunt, 1, 2, 3, 4, 5, le număr. Soare, Venus, Mercur, Lună și Saturn. În casa 11. Saturn așa ne mai ține, ne trage de codiță, dar totuși 5 planete în casa 11 arată că casa aia este cea mai importantă și aia deține puterea anul ăsta. Și puterea este inițiativa civică. Sigur, puterea este la noi. Deci, acum, să știți, fiind previzională, asta nu arată posibilitatea de a se întâmpla. Arată ceea ce deja în viitor s-a întâmplat. Da? Acum, partea bună, cunoscând aceste lucruri, ce putem să facem? Să maximizăm aceste date clare care ne arată, uite, că asta se va face în viitor. Oh, dacă e bine, hai că mă duc și eu pe acolo. Și atunci facem să se întâmple și mai repede lucrurile benefice pentru noi toți, că nu e vorba de unul singur. Să fie bine la toți și să trăim bine și în pace și liniște cu toată lumea și cu vecinii noștri și cu... Să trăim bine toți, da? Nu să moară și capra vecinului, să trăim toți bine, că dacă trăim bine și nemții și germanii și americanii și chinezii și rușii, așa, i-am supărat din nou pe toți, după aia nu putem să colaborăm, că suntem oameni. Până la urmă, toți oamenii vor același lucru, să mănânce, să se odihnească și să se simtă bine, nu? Cam trebuințele de bază, aia, piramida aia lui Maslow, da? Cam aia vrea toată lumea, nu războaie sau alte nebune. Da, îți mulțumesc din suflet. Și eu vă mulțumesc. Este multă speranță. Da, chiar este, pe anul ăsta chiar este. Să prindem trenul. Adică să prindem trenul, să maximizăm ceea ce deja se întâmplă. Că se întâmplă de bine, dar să maximizăm. Aș spune așa, să deschidem ochii și să ne dăm mâna. Da. Da, să ne dăm mâna, că o să iasă de foarte bine. Sigur, așa putem schimba lucrurile. Îți mulțumesc tare mult. Dumneavoastră vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Știu că vă dinamizează așa Georgiana, pentru că ea este foarte dinamică, dar e și pozitivă și ne dă speranțe. Întotdeauna. Eu ce am învățat din atâția, nu pot să zic chiar 10 de ani, că sunt 15 ani, mă rog, mai am până zic 10 de ani, dar na. De văzut atâtea cerculețe, că așa le zic cerculețe, de văzut atâtea astrograme, am înțeles faptul că din absolut orice situație există o soluție. E adevărat, câteodată soluția nu este foarte simplă, dar întotdeauna există o soluție. Asta vă garantez. Deci, da? Există. Depinde cât de mult chef avem noi să schimbăm. Dar acum e soluția pe tavă, adică pe bune, pe tavă. Să profităm cât mai mult, că nu o să ne fie bine. Să nu pierdem trenul, așa cum ai spus. Exact. Și să ne fie bine.
Și da, te rog. Pentru, ca să-mi fac și eu publicitate acum la sfârșit, dacă, ați văzut cum este o astrogramă previzională, dacă doriți și voi să știți ce se întâmplă pe anul vostru solar, mă puteți contacta pe WhatsApp la numărul de telefon de acolo și vedeți. Ce se poate vedea în astrograma previzională? Păi totul. Pentru noi oamenii normali, că na, am făcut astrograma la țară, dar pentru noi oamenii normali, se vede când te căsătorești, când te desparți, când faci copil, când divorțezi, când îți schimbi serviciu, când te muți din țară, când vinzi un imobil, când cumperi, când, Doamne ferește, te îmbolnăvești, când ai o operație, se vede. Când e un accident, când moare cineva, din, mă rog, și când mor tu se vede, dar la asta eu de obicei nu mă uit. Și până acum n-am avut niciun caz în care să văd că moare persoana respectivă, deci e ok. N-am avut niciun caz. Da? N-am avut niciun caz. Au murit în jurul persoanelor, dar niciodată n-a murit persoana respectivă, deci puteți să mă contactați și să vă garantez că nu muriți anul ăsta. Da? Mulțumesc tare mult pentru cei care vor să vedeți. Numărul de telefon este pe burtier, o să spun pe și WhatsApp, pe WhatsApp, contactați-mă pe WhatsApp că vă răspund. Scrieți-mi pe WhatsApp. 073. Că de vorbit la telefon nu pot de fiecare dată că sunt în ședințe și nu așa. Da, scrieți pe WhatsApp, vă răspund. Pe WhatsApp și vă răspundem. Da, exact. Bine. Mulțumesc tare mult, ție îți mulțumesc. Până data viitoare. Fericire în suflet și putere în trup ca să puteți trece bine peste săptămâna ce vine. Așa să fie. Uitați că împreună suntem puternici. Corect. Împreună. O seară bună. O seară bună. La revedere. La revedere.